Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint a patra parte a documentarului despre copiii din orfelinate sau din centre de plasament, documentar intitulat O pădure de brațe. Am întrebat-o pe doamna Ana Pașcalău, psiholog, dacă există vreo modalitate pentru copiii din centre de plasament de a li se suplini nevoile sufletului sau de a li se umple rezervorul de afectivitate, de dragoste. Dacă întâlnesc oameni minunați care cu adevărat să-și dorească să fie un suport pentru ei, ei vor reuși să umple nu 100% rezervorul afectiv, pentru că rezervorul afectiv începe să se umple încă de când suntem în pândecele mamei, și dacă acel copil nu a fost 100% dorit, vine pe lume deja cu ceva pierdut, cu o lipsă care nu va putea fi cu adevărat înlocuită de noi oamenii. Ea poate fi însă umplută de Dumnezeu. Dacă acel copil la un moment dat va experimenta dragostea divină și va învăța să dezvolte o relație cu cineva care nu-l va dezamăgi niciodată. Naomi Ghiman a coborât în stradă și a stat de vorbă cu trecătorii. Cum credeți că este mai bine într-un orfelinat sau într-o casă cu probleme, familie dezorganizată sau alte probleme de genul ăsta? Nu știu dacă poate să fie mai bine în vreun din locuri, că nu e niciunul, cred, o soluție bună. Cred că atâta vreme cât orfelinatul nu înseamnă o casă a groazei, sigur că înseamnă că acel copil primește o îngrijire adecvată, că se află alături de niște persoane competente. În partea cealaltă, sigur, faptul că ești biologic părinte nu înseamnă neapărat că ești părinte. Nu știu ce să zic, am auzit un exemplu foarte frumos care m-a impresionat. Era o familie cu 11 copii și cel mai mic avea 4 ani și părinții au aflat că există oameni în Germania, familii care nu au putut avea copii, care doresc să adopte. Și atunci au hotărât, gata, îl dăm familiei și poate să-l adopte. Când au venit din Germania, s-au adunat la masă și era ultima masă împreună. Toți cei 11 au refuzat să mănânce. Nu știau părinții ce se întâmplă și atunci treptat cel mai mare a venit. Uite, eu propun un lucru. Nu mai mâncăm atât de mult noi ca să economisim mâncare, astfel încât cel mic să rămână. Și atunci copilul mic a rămas. Deci concluzia acestei povești este că mai bine în familie, în mediu sărac, dar cu iubire. Nu. Indiferent, nu. Mai bine casă săracă decât la orfelinat. Nu, mersi, las. Altă dată. Nu-i mai bine. Mai bine să fie o mamă maternă. Hai să facem o încercare, dacă toți suntem la radio. Cine știe? Poate aude cine trebuie. În ce dată te-ai născut? Deci, mie mi s-a spus că în 15 ianuarie. În ce an? 1980. 15 ianuarie 1980, în Sfânt Nicolau Mare. Da, Sfânt Nicolau Mare. Și alte amănunte, ce mai știi? Nimic. Deci mie mi s-a spus că doar în Severin m-am trezit. Deci atunci mi-am revenit atunci din șocul ăla și că eram mai mulți cu copiii și nu știam atunci cine eram eu și ce făceam eu acolo. Și despre părinții tăi n-au știut să-ți spună nimic personalul de la casa de copii? Nu. Nu, nici tu despre ei, nimic. Dacă aș fi avut, probabil că i-aș fi căutat eu și aș sta de vorbă cu ei. Cornel Avădanei se numește interlocutorul nostru. Dacă ați abandonat un copil în Sfânt Nicolaul Mare în 15 ianuarie 1980, contactați postul nostru de radio, în caz că v-ar interesa să luați legătura cu el. Sau dacă ați abandonat un copil undeva, cândva, oriunde, căutați-l. În continuare stăm de vorbă cu familia Marius și Alina Birgean, care, cu toate că mai aveau 3 copii acasă, au mai adoptat un copil. Într-adevăr, mulțumim lui Dumnezeu pentru că își adeverește cuvântul din Psalmul 68. El este tatăl orfanilor, apărătorul văduvelor. El, Dumnezeu, care locuiește în locașul lui cel sfânt. Dumnezeu dă o familie celor părăsiți. Au fost momente de regret când v-a părut rău că ați făcut acest gest? Poate noaptea când nu dormea, poate când avea colici, poate când trebuia schimbat. Nu de regret. Momente de emoții în care ne gândim să facem ce este bine, să nu-i se întâmple ceva
Doamne ferește, de un accident. Când e copilul tău e una, când este încă sau ești supervizat de protecția copilului și se întâmplă ceva, e dezastru. Și atunci așa un pic de emoții, de frică să fie tot ok. Acum el este și un bebeluș tare bun, doarme noaptea, nu se scoală decât o dată sau câteodată niciodată și altă dată de două ori, nu dă numai semnalul așa că are nevoie de o sticlă de lapte, o bea cu ochii închiși și e ok, așa că n-avem prea mult stres din partea asta. Și în timpul zilei suntem cinci care luăm pe rând. Următorul nostru interlocutor a fost închis pentru conducere fără permis și diverse furturi. În perioada când a fost închis, soția lui i-a abandonat pe copii. Aceștia au rămas singuri în casă și erau aproape morți de foame, astfel că au ajuns la casa de copii frații lui Onisim. Deci i-ați lăsat în mod intenționat, adică gândindu-vă că este mai bine aici pentru ei? Eu nu i-am luat, eu n-am fost în posibilitatea de a alege. Eu am fost obligat de către lege, fiind închis, neavând cum să mă îngrijesc de copii. Am vizitat copiii din penitenciar. Veneam periodic o dată pe lună să văd copii. După aceea, în momentul când m-am pus în libertate, am venit și vin zilnic să mă ocup de ei, cu ceea ce mi se permite deocamdată pentru reîncredințarea copiilor. Acum colaborez împreună cu cei de aici, cu directorul și cu asistentul social și în ce stăm posibilitate, suntem ok. Deci avem o comunicare foarte deschisă, mă ajută foarte mult și suntem pe drumul cel bun, cum aș putea să zic. Ce îi determină pe unii părinți să-și abandoneze copiii? Am întrebat-o pe doamna Smaranda Marcu, purtătoarea de cuvânt a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș. Nu putem generaliza în ideea aceasta abandonului și, de asemenea, nu putem afirma că toți copiii aflați într-o instituție de ocrotire sunt copii abandonați. În mare parte, ei sunt copii lipsiți temporar de grija părintească. Părinților fie sunt mult prea sărași și lipsiți de resurse pentru a le putea asigura un trai normal, mulți dintre părinți nu au locuință sau nu au un loc de muncă stabil, fie, în unele cazuri, părinții preferă să meargă să muncească în străinătate și lasă copiii singuri acasă sau în grija unor vecini sau a unor bunici, de exemplu. De multe ori se întâmplă ca aceștia să nu poată face față noilor atribuții, iar copiii ajung în grija noastră, în sistemul de protecție a copilului. Mai există și cazuri în care părinții înșiși au fost părăsiți în perioada copilăriei și, neavând repere familiale, ajung să repete modelul învățat și trăit și să-și părăsească copiii. Avem, de exemplu, copii ai foștilor copii ai străzii din perioada anilor 1990. Există și cazuri în care mame tinere, necăsătorite sau neacceptate de familie, își părăsesc copilul nou născut, preferând să-l dea spre adopție. În aceste situații, putem să vorbim despre lipsa susținerii din partea familiei lărgite sau din partea tatălui natural al copilului. De asemenea, este important de menționat că, la polul opus, se află numeroase familii aflate în evidența noastră sau a serviciilor de asistență locale din cadrul primăriilor, care, în ciuda sărăciei și a condițiilor minime de trai, fac eforturi uriașe pentru a-și crește copiii în familie și nu iau în calcul sub nicio formă ideea de a-și părăsi copiii sau de a-i da în grija statului. Adi Gliga nu a avut șansa să crească într-o astfel de familie care să facă eforturi uriașe pentru a-l crește și, drept urmare, a fost abandonat la orfelinat pe vremea comunismului. Au fost momente când te gândeai la Dumnezeu, când te gândeai la părinți, când, dincolo de faptul că îl urai pe Dumnezeu, îți urai și părinții care te-au abandonat acolo? Eu am așteptat până la 9 ani de zile să vină părinții să mă caute, cel puțin să mă viziteze. La 9 ani am început să mă resemnez, dar până la 9 ani alergam la poarta orfelinatului și săream în sus, la un moment dat de disperare, oricine venea, săream sus și strigam, luați-mă și pe mine, luați-mă și pe mine, asta se întâmpla în weekend, numai să ies de acolo să scap, pentru că dacă nu știam ce se întâmplă, mai puțin educatori, mai multe responsabilități pe cei mai mari și asta însemna brutalitate și violență cât în cape. După 9 ani de zile m-am resemnat și am început să fiu anti, deci nu mai așteptam nimic, acceptaserăm soarta și ziceam, ok, când o să vină vremea o să mor și noapte bună. Normal, nu mai aveam nicio legătură cu părinții sau vreo atracție față de ei. Care au fost cele mai tulburătoare cazuri cu care s-au confruntat de-a lungul anilor, ne spune directorul Centrului de Reeducare Minori de la Buziaș, Florin Șerpe.
Cum bine cred că vă dați seama, o mare parte din acești copii, marea parte acestor copii, sunt condamnați pentru infracțiuni care țin de asigurare în grad de subzistență, de a-și rezolva anumite nevoi care în familie sau în centru nu puteau fi satisfăcute. Și mă refer la infracțiunile de furt. Sigur că întrebarea noastră viza care sunt cazurile deosebite. Sunt copii condamnați pentru infracțiuni de viol, au fost copii condamnați pentru infracțiuni de omor sau de tentativă de omor, însă prevalează marea parte a lor care sunt condamnați pentru furt, pentru a-și asigura, așa cum spuneam, anumite nevoi care nu puteau să le fi satisfăcute în alt mediu. A fost o experiență foarte traumatizantă acea perioadă sau acum când te uiți în urmă, când te gândești la acea perioadă, ca la o școală foarte dură? Când privesc în urmă, uneori mă îngrozesc, alteori am momente de întristare. A fost unul din lucrurile cele mai grele la Ogna Shugatag. Acolo am început să fug de cele mai multe ori, dar fiind Ogna Shugatag o comună puțin izolată la o distanță de 11 km aproape de cel mai apropiat sat, nu puteai să mergi decât cu autobuzul sau pe jos. Și de câte ori am încercat să fug de acolo, pentru că am fugit de câteva ori, eram prins și eram dus în direcțiune și primeam, nu numai eu, ci toți cu care vreau să fugim, primeam bătaie și nu puține. Ne-a spus Laurențiu Timiș, care a crescut la o casă de copii și care actualmente este soț, tată, pastor și manager. Coborâm din nou cu microfonul în stradă ca să discutăm pe marginea temei abordate în acest documentar. La ce riscuri crezi că sunt expuși copiii aflați în centre de plasament? Primul rând, nici măcar nu au o educație așa cum trebuie. Și poate să fie și expuși la tot felul de abuzuri sau... Pedofilie, trafic de persoane, trafic de organe și la câte și mai câte. Abuzuri sexuale, pedofilie, nu? Și la câte și mai câte se poate întâmpla orice cu un copil, riscul care e din România. Și cam atâta ce... Că sărași, n-au bani. La ce riscuri? Ei, că n-au grijă părinților, le bate, le țipă pe străzi, nu le primește în casă. Și de aia și că n-au cu ce să trăiască. Nu știu, n-am informații. Poate nu abuzuri, poate neglijență, dar neglijența prelungită poate să aibă consecințe grave, poate la fel ca și un abuz. Credeți că există anumite riscuri la care sunt expuși copiii din centrele de plasament? Asta nu știu. Da, se abuzează toți, chiar toți. Sunt violați, se bat între ei. Cine are grijă de ei, nu prea are grijă de ei. Păi depinde de orfelinat. Normal n-ar trebui să fie expus la riscuri în orfelinate. Mergând la Leagăn să caut datele. Ne dezvăluie Gabriela, care a fost abandonată într-un orfelinat, iar la vârsta de 28 de ani și-a întâlnit prima dată mama. Dumnezeu mi-a pus pe inimă ceea ce atunci nu am înțeles, să doresc să lucrez acolo. Și m-am angajat acolo ca infirmieră. Poate ar fi interesant dacă vreodată l-ai cunoaște și pe tatăl tău. Nu l-ai cunoscut? N-ai întrebat-o pe mama ta? Nu l-am cunoscut. Mama mea mi-a spus că el a murit. Sunt sigură că ea vrea să-mi ascundă adevărul. Sau poate că eu greșesc, dar eu așa simt că ea vrea să-mi ascundă adevărul. Sunt câteva detalii pe care eu le-am aflat și așa cred eu că ea vrea să-mi ascundă adevărul. Sinceră să fiu, nu vreau să-l cunosc pe el. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că el este acela prin care Dumnezeu a hotărât să-mi dea viață și mă rog ca Dumnezeu să-l binecuvinteze oriunde ar fi. Dar de ce nu vreau să-l cunosc pe el? Pentru că l-am cunoscut pe Dumnezeu și pot să spun cu toată tăria că acum el îmi este și mamă și tată. Și știu că așa mi-a fost întotdeauna, din momentul în care el a hotărât ca eu să fiu concepută în această lume. Ce îți amintești din viața de la orfelinat? Cum te drogai? Cum mă drogam... A fost într-o mașină odată și niște băieți se drogau. Și eu am vrut să încerc cum e să te droghezi, dar n-am mai încercat, că cum era fum mult în mașină, eu am tras și eu din fumul ăla. Și am amețit, am văzut că e bine. De atunci am zis, hai să mai încerc. De la un timp am ajuns dependent deja, numai tot aveam nevoie de drogurile alea și când aveam bani pentru drogurile alea,
eram în stare să fac aproape orice ca să-mi cumpăr din alea. Ce droguri foloseai? Legale. Mai multe feluri. Cumpăream de la niște băieți care vindeau și cumpăra de la ei. M-am drogat. Dacă un copil, să zicem, la vârsta de 16 ani își ispășește pedeapsa aici, unde iese? De exemplu, dacă părinții nu-l așteaptă la poarta unității, ce se întâmplă? Copiii care au 16 ani mai au o șansă pentru că se pot întoarce în mediul din care au provenit înaintea internării în centru, adică în acele familii în care au fost dați în plasament, în acele centre de asistență. Problema e cu cei care depășesc vârsta de 18 ani și care legal nu mai pot fi primiți în astfel de centre decât dacă continuă școala. E o procedură mai complicată. Ce vreau să vă spun e că organizațiile neguvernamentale au un rol foarte important în asistența post-penală a acestor copii. Vă închipuiți cu toții și vă spun eu din experiență faptul că un copil care în momentul liberării din centru și întoarcerii în comunitatea de proveniență nu are un adăpost, nu are o ocupație, ca să nu spun un loc de muncă, și nu are un sprijin social, familiar, un grup de suport, șansele de a recidiva sunt foarte mari, întrucât integrarea în piața muncii nu e foarte facilă, întrucât a nu avea un adăpost înseamnă anumite frustrări de ordin personal, iar șansele de a recidiva sunt foarte mari. Motiv pentru care cred că organizațiile neguvernamentale, laice sau religioase, au un rol foarte important în sprijinirea acestor copii în momentul liberării, întoarcerii în comunitatea de proveniență și nu numai atât. Sigur că nu cred și nici noastră, nu cred că sunteți în asentimentul meu, un astfel de copil nu poate fi o viață asistată. Dar e nevoie ca pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă, în funcție de personalitatea acestui copil, să poată fi ajutat, sprijinit, să aibă, vă spuneam, o familie, să aibă o ocupație, un loc de muncă, să câștige niște bani, să poată avea condiții minime de adăpost. Și avem astfel de copii pentru care șansele de succes sunt foarte mari. Directorul Centrului de Reeducare Minori de la Buziaș, Florin Șerpe. În continuare, unul dintre băieții internați în acest centru. Cum îți amintești familia? Ce îți amintești din perioada când erai în familie? Foarte multe. Eu stăteam în familie și mă duceam de la centru la sfârșit de săptămână, mă duceam acasă. Și făceam tot ce făcea un copil, cum să vă spun, din orice familie. Numai când aveam prieteni, anturaj, mă duceam și făceam prostii. Așa că am ajuns aici. Laurențiu a avut o dorință în momentul când a împlinit 14 ani. La vârsta de 14 ani, când eu trebuia să-mi fac buletinul, chiar într-o zi am stat de vorbă cu doamna dirigintă și am spus, zic, doamna dirigintă, eram clasa 5-a, și am spus, doamna dirigintă, dorința mea de majorat, vreau să-mi văd mama. Și atunci doamna dirigintă mi-a făcut bilet de voie ca să putem ieși afară, că doar că ei trebuia să știe de mine, ca să ieși din casa de copii, trebuia să știe personalul de mine și aceea trebuia să cer un bilet de voie. Atunci doamna dirigintă mi-a făcut un bilet de voie și am plecat cu un băiat care trebuia să meargă în fiecare vineri acasă. Am suit pe tren, am mers acolo și am căutat adresa părinților mei. Și când am dat de adresa părinților, am dat de adresa fratelui mamei mele. Și acolo, când am văzut-o pe mama, prima dată când am văzut părinții mei unde stau și un alta, pe mine m-a luat plânsul și mama a început să plângă și frații și neamurile s-au bucurat și a doua zi ne-am petrecut ziua de naștere la ea în casă. Pentru mine, prima dată când am intrat în casa ei acolo, au venit toate neamurile, toți, să mă vadă și a fost așa un moment trist, așa să... Ceilalți patru frații ai tăi au fost crescuți de mama și de tata, doar tu ai fost crescut în casa de copii? Mai este o soră, Iasmina Petrovici, care și ea a crescut la casa de copii. Ea a fost, eu n-am știut de ea, eu am știut doar când a venit la Recaș. Ea a venit în 96, a venit 97, a venit la Recaș și de-abia atunci am știut că eu mai am o soră. Și
Atunci m-am cunoscut cu ea și eu știu că în prezent și ea este aici în oraș și a părăsit sistemul de protecție a copilului și are și ea o viață, stă și ea cu o mai fată. Are o viață normală. Da. Citesc atâta dor. Tu nu ai mamă, nici cămin sub soare. Pe obrajii tăi curați curg lacrimi deseori, dar nu te-ntreabă nimeni se te doare. Uita de timp și soartă, pe câte străzi din noapte mai umblă pașii tăi. Copil fără nume, copil fără nume, copil fără cer, copil fără cer. Iată durere în ochii tăi mari, fără mister. Care sunt caracteristicile de bază ale unui, cum se spune în mod popular, ale unui suflet de orfan? Poate mulți dintre copiii aflați în orfelinate au ajuns acolo pentru că părinților au decedat sau unul dintre părinții a decedat. Le citești tristețea în ochi, îi vezi că vor să vină spre tine, îi vezi că se agață parcă cu disperare în cu privirea lor de o mână întinsă spre ei, o mână care să nu lovească, ci o mână care să mângâie. Și asta cred că e caracteristica definitorie pentru ei, expresia feței. Expresie care îți cere ajutor, îți cere fii acolo și pentru mine. Cred că e caracteristica lor de bază. A fost din nou psihologul Ana Pașcalău. La final l-am întrebat pe Cornel Avădanei care erau cele mai mari dorințe și visuri ale lui atunci când era în orfelinat. Erau să am părinți, să am casa mea, să nu mai văd casele de copii, cel puțin în țară românească. Să nu mi-aduc aminte cât timp trăiesc eu. Ai reușit să faci ceva de mersuri, să-ți găsești părinții? Am încercat, dar n-am reușit. Deci, cu toate, deși am aflat de ce n-am reușit și probabil că este adevărat. De ce n-ai reușit? Pentru că mi s-au greșit niște acte la Timișoara și nu cred că aceștia sunt actele mele care le am acum. Deși mi s-au făcut acte noi. Deci am rămas fără niciun părinte. Și cum s-ar putea rezolva situația asta? Ce s-ar putea face? Păi, după părerea mea, ar fi foarte dificil să zic că să caut medic și care au fost atunci în spitalul din Nicolau Mare, din maternitatea din Nicolau Mare, să întreb pe fiecare cine au născut în ziua respectivă de 15 ianuarie și așa mai departe. Dar ar fi foarte dificil și foarte greu. Trebuie foarte mulți bani. Ce sport vrei să continui după ce ieși din centrul de reeducare? Deci, domnul, sport vreau să fac când plec de aici, să mă duc și la sală, așa, ca un om. Culturism? Da. Adică eu nu mă duc mai mult pentru forță, mă duc să arăt bine, știți, că îmi place sportul ăsta. Nu mă duc la sală pentru că sala e, cum s-ar spune, pentru oameni care sunt cu mușchi sau altceva. Nu, mie îmi place să arăt bine și atâta. Dorințe obișnuite, la fel ca orice alți copii. Singura diferență este lipsa cumplită de dragoste. Însă lipsa de dragoste nu se simte doar la copiii din orfelinate, ci și la cei care cresc doar cu mama sau doar cu tata, datorită faptului că unul dintre părinți a părăsit căminul familiei.
Fie ca dragostea lui Dumnezeu să umple toate inimile și sufletele, cumplit de însetate după iubire autentică, sinceră, adevărată, părintească. Fie ca Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl nostru cel din ceruri, să vă copleșească cu dragostea Lui, dragii și iubiții noștri ascultători. Aici se încheie cel de-al patrulea și totodată penultimul episod al documentarului despre copiii din orfelinate, documentar intitulat O pădure de brațe.